cu Domnul spre Golgota, a sunat prelung din Buciu, semnul strângerii străjerii pe Ierusalim țelată, că s-a plăpit în noptare ca un bleț în ce coboară, s-a peste inim care om nevinovat să moară. Mii de stele luminează, noapte rece și senină, undeva cu ucenicii Domnul stă acum la cină, iar cântarea lor de slavă ca un verduiel coboară, dulce legământă cere valul neștit al serii. Iar Ioan învățăcelul cel mai mult iubit de dânsul, rezema cum stă la sânul neopită-i bine plânsul. Doamne, cum pututa oare trădătorul să te vândă? Cum l-a birui pe Iuda poftă de argint flămândă? Cine stă nimai în viețe, cine plânsul se neline? Unde ni te duce Iisuse, ia-ne și pe noi cu tine? Vineri zi de miez și arde, soarele ca niciodată, pentru Dumnezeu o cruce a lumii a găsit răsplată. Din cunună și din cuie, curm și roane mari de sânge, jos strângând în brață cruce mama lui ea plânge. Plânge în bietul învățăcelul îngropându-l față în palme, când spre Domnul farisiei îi scui pe față și îl săduie. El se uită în patru laturi pe tegloasa cea faină, așteptând să ce i-a pus pe ea de undeva să vină. Dar nu-i nimeni, gloata urlă și Domnul se roagă în cuie, trăznit ilegim cu groază și niciunul din cei nu e. Doamne, cum pututa oare, Doamne? Unde ne te-au dus, Iisuse? Ia-ne și pe noi cu tine. Zor de zi răsar departe, este vârful căpăținii, e duminică, e ziua cea din tâi în săptămânii. A înviat învățătorul, giurgele stau grămadă, toți se înviorează, Petru și Ioan se duc să-l vadă. Groapa goală, Petru plânge, Ioan plânge prin suspine. Unde ni te-ai dus, Iisuse, ia-ne și pe noi cu tine. Avem această mare sărbătoare a învierii Domnului. Nici o sărbătoare nu este în cursul anului mai mare ca sărbătoarea aceasta. Avem zile, cum zicem noi, a Crăciunului sau a nașterii Domnului, dar prima zi este nașterea Domnului și este și nașterea fratiu Traian Dors, poetul țării noastre, care a făcut mii de poezii. A doua zi este soborul Maicii Domnului, care este legat totdeauna lângă nașterea Domnului. Și a treia zi este Sfântul Ștefan. Dar dacă ne uităm în calendarul nostru ortodox, vedem la învierea Domnului Sfintele Paști și a doua de luni și mari Sfintele Paști. De unde ai răsărit nouă, mai ales în anotimpul acesta de primăvară, această mare sărbătoare care o sărbătorim noi, ziceam la învierea Domnului la noi în adunare, dacă am dat două zile înapoi să mergem cu Domnul Iisus în grădina Ghetismani, să vedem cum se roagă El împreună cu trei ucenici, când sudorile Lui gădeau pe pământ ca niște bărboane mari de sânge, și cum a fost prind, legat, bătut, schenjuit, împăratul împăratului și Domnul domnilor, vine și se naște într-o iezile. Orice mamă are un loc unde se nască un copil, dar Domnul Iisus Hristos, împăratul împăratului și Domnul domnilor, s-a născut într-o iezile. Așa știu noi să primim pe Domnul. Și-a murit pe o cruce între doi făcători de rele. Iată, am avut sărbătoarea aceasta după învierea Domnului, a lui Toma. Zice noi Toma necredinciosul, dar dacă era și Toma, nu se întâmpla lucrul acesta ca să vadă toată omenirea că Domnul Iisus Hristos a fost și Dumnezeu și om. S-a născut între noi ca să ne dea model de viață și pentru aceasta, dacă nu era cineva care să pună degetul ca Toma în palmele Mântuitorului, că i-a zis Domnul, Toma, adu-ți degetul și pune-l în semnul cuilor, adă palma ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios. Și când a văzut lucrul acesta, a pus degetul în palmă, în rană de cui, unde încă sângera,
și a pus mâna în coasta lui și mâna, degetul lui a rămas roșu de sânge. Și unde mărturisea prin India, unde a fost rânduit fiul lui ca să mărturisească cuvântul Dumnezeu, arăta plângând: eu sunt Toma, care n-am crezut, dar am, eu am pus degetul, uitați-vă semnul, și palma mea în coasta lui. A fost după aceea sărbătoare mironositilor. Acele femei care s-au dus la mormânt, când toți apostolii stăteau închiși de frică iudeilor, și-au vestit acest lucru. Și apoi Evanghelia cu slăbănogul acelui de 38 de ani, care a trecut atâta ani în suferință și Domnul a întrebat: vrei să te faci sănătos? Parcă ar fi o întrebare nu la locul ei. El spune: n-am om, dar omul venise lângă el și a sosit și ziua lui când Dumnezeu s-a îndurat de el. Eu n-am trecut 38 de ani, ci numai jumătate, 19 ani. Am trăit în păcate ca toată lumea. Mama mă chema la adunare. Toți frații mei și sora mea s-a întors la Domnul și părinții mei și am zis: eu ce să caut acolo? Între bătrânii care se spocăiască, eu la 19 ani, ce să caut acolo? Și un frate meu de la Prejești, care s-o cotesc ca părinte duhovnici, și a zis: vino și tu și stai un sfert de oră și vezi dacă nu s-o plăcea să pleci. Când am intrat acolo în casa aceea, la fratele meu la masă, era un frate cu părul vâlvoi și orice, de câte ori intră un suflet nou în adunare, toți pun ochii pe el și caută să-i dea loc, să-i facă. Și era o tăcere și a zis: ce dulce-i viața cu Iisus! Și am zis: ce Iisus, Dumnezeu? Și atunci când m-a uitat, așa curgea două șeroaie de lacrimi. Și de atunci, de 60 de ani, gust mereu viața cu Iisus. Și este așa de dulce. Când a fost fratele meu în misiune, cu fratele Dicu Matei, a venit cu o cântare din țară și a spus: nu pot să mă mai satur de frați și de adunare. Încălătii Dumnezeu spune că nu va veni, uite aici sau uite acolo, ci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dacă n-am trăit aici viața, să ne placă biserica, să ne placă cântarea și această corabie de mântuire, cum a fost corabie lui Noe, o corabie de salvare. Degeaba o strigat oamenii: Doamne, n-am făcut și noi din prejur care au rămas afară din corabie, n-am lucrat și noi la corabie. Da, dar acum eu nu mai pot face nimic, că m-am zis că sunt stricat la cap. Unde pun eu corabie aceasta, care până atunci pământul nu era udat decât cu rouă? Și iată, au rămas pe afară. Și noi, fiecare dintre noi, avem și astăzi sărbătoarea aceasta cu femeia aceasta, o femeie păcătoasă, o femeie, cum spunem noi, cea mai depravată femeie, dar când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și Mântuitorul i-a văzut inima ei și i-a spus păcatele ei, a lăsat totul. Domnul Iisus i-a cerut să-i dea un pic de apă să bea, dar când i-a stăpus inima ei, când i-a spus viața ei, a uitat de găleată, i-a lăsat găleata cu totul, cu apă, și a plecat și așa fel a început ea să strige și să cheme pe oameni la pocăință, să vadă pe Mântuitorul care este cu adevărat Dumnezeu. Și a venit toată cetatea și s-a rugat să mai rămân la ei câteva zile și a rămas două zile. Iată și noi. Cel puțin pentru mine nu este alt rai pe pământ. Nu este altă fericire. Am avut multe necazuri în viață și multe accidente care trebuia să fiu de mult în mormânt și să am flori pe mormânt. Era că Domnul mi-a lăsat timp ca să mă pocăiesc. Mulțumim frumos că am venit în locul acesta, într-o zi așa de minunată, pentru fratele nostru, Mielu, așa cum știm noi, frate cu nepotul meu, Petrică, care e căsătorit cu nepoțica mea.
Și iată, am venit aici cu toată dragostea, la familia aceasta. Eram odată la Sibiu și fratele Costel Balan mi-a povestit toată istoria vietului, cât a fost din necăjit copiii aceștia, cum se duceau cu un pui sau doi la Mâineși pe jos ca să cumpere ceva pâine de-a mâncării. Și mă întreb atâtea necazuri care trecu familia aceasta, iată rămas pe cale. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să ne deschidem inima la cuvântul lui Dumnezeu și din seara aceasta să ne facem fiecare un purtător de Hristos ca să mărturisim ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. De aceea mulțumim cu toată recunoștința că ne-a ajutat Domnul și n-am știut, n-am visat că voi ajunge în locul acesta. Dar pentru familia aceasta, așa cum sunt la 80 de ani, am plecat când ori mi-a făcut fiatică, ai mergi cu noi, mergi la familia aceasta. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, slăviți să fie Domnul.